team after the victory in Champions League? Of course, we are really happy and really satisfied of our job. It was a hard period behind us and it was really important. So we keep the high position in the league and also in Champions League the first. So it was a really good job from us and I hope we continue like this until the end. Miss home because you don't have holiday, yeah? Days off? We have few days, it's still something, still you can escape from the arena and handball a little bit and be with your beloved ones. It's a special moment, Christmas, we celebrate, I celebrate, so it's a nice, even if it's a day or two, three, it's a nice feeling and good recharge. It's hard to stay focused on matches in National League. I think for sure somehow we can feel the difference between the league and Champions League. I think of course the level is not the same and the focus and the play of the other teams it's not the same like in Champions League. For sure our first goal is to be first in the championship, so I think the focus needs to be highest in the league. So until now I think we did still a good job and I think the focus needs to be there and to win every game and not to relax. A few words about the next opponent, Brăila. For sure it won't be an easy game. I think they have a really experienced player and players that have been playing in the league for a long time. It's a good thing that we play also home. I hope more people will come and watch also the championship games. I hope we win because it will be a nice ending of the year for us. Cum este atmosfera după victoria mare din Champions League? Atmosfera este foarte bună, fetele sunt fericite, cred că întreg stafful este foarte fericit. Ne bucurăm de victoria pe care am obținut-o și sper în continuare să o ținem numai în victorii. Cum e pentru voi să preaveți vacanță de pe 30 și terminați ultimul meci și începeți imediat? Da, într-adevăr ne-am obișnuit cu programul acesta, ne-am obișnuit să jucăm din 3 în 3 zile, este puțin obositor, însă după meciul cu Brăila vom avea 4 zile libere și după meciul cu Brăila ne vom putea gândi la Crăciun și alte sărbători. E greu să rămână concentrarea la cote înalte și la meciurile din campionat după victoriile frumoase din Champions League? Da, într-adevăr este un pic greu să rămâi tot timpul concentrat și ancorat la următorul meci, la următorul meci. Însă trebuie să ne mobilizăm, se simte un pic oboseala, care este normală și sperăm să, adică cu siguranță vom obține victoria cu Brăila. Cum este atmosfera în sânul lotului după superba victorie din Champions League? Atmosfera e, cred că e una de conștientizare a momentului care înseamnă decembrie pentru noi și care cumva se va termina înainte de Crăciun cu meciul pe care îl avem peste două zile cu Brăila. Cred că este o lună în care ne-am dus la bun sfârșit și ne-am concentrat foarte tare pentru a ne scoate, cred că, ultima resursă din noi de energie. Și mai avem de făcut doi pași în acest decembrie, pentru că următorul meci, cel cu Brăila, cred că este un meci la fel de periculos și la fel de important precum a fost oricare din meciurile de până acum. Suntem conștienți de asta. Ce așteptăm de Moș Crăciun? Nu mai am dialoguri cu Moș Crăciun de mult timp. Am primit deja cadourile de Moș Crăciun, le-am primit în avans. Dar cred că sănătate e lucru pe care mi l-aș dori foarte mult și pentru mine și pentru familie, pentru oricine. Cred că sănătatea e cel mai important și mai ales pentru fete. Asta este, cred că, primul gând al nostru. Cât de greu este de gestionat pentru un antrenor cum sezonul ăsta în acest moment? Vine Crăciunul, o să le țineți pe fete concentrate, totuși mă gândesc că s-au gândit și ele la sărbători, la familie și așa mai departe. Fetele vor avea câteva zile libere de Crăciun. Asta a fost și un pact pe care l-am făcut înainte de a pleca la campionatul european. Dorința noastră este ca ele să se, așa cum au făcut-o până acum, să fie extrem de atente și concentrate la ce avem de făcut zi de zi, ca de Crăciun să aibă câteva zile libere, pentru că eu cred că dacă n-ai un echilibru între viața de familie și viața de aici, e greu, la un moment dat e posibil să te arzi un pic așa, ca un fel de sindrom de burnout. Și sezonul ăsta este lung, mai sunt încă 6 luni din el, așa că trebuie să gestionăm foarte bine încărcătura asta totală la care fetele sunt supuse.